Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Accident spectaculos la Drăghici. Urșii și mistreții dau iama prin gospodăriile lereștenilor. Fostul internațional Viorel Moldovan, antrenor la Chindia Târgoviște. Accident spectaculos miercuri în centrul localității Drăghici. Un autoturism în care se aflau 4 persoane a ratat intrarea pe un pod și a ajuns în albia unui pârâu. Tatăl șoferului aflat în autoturism a ajuns la spital, iar ceilalți pasageri au scăpat ca prin minune doar cu o sperietură groaznică. Miercuri seara a avut loc un accident spectaculos în comuna Mihăiești, sat Drăghici. Un autoturism în care se aflau 4 persoane a ratat o intrare pe pod și a ajuns în albia unui râu. Se pare că tânărul șofer a apăsat mai mult decât ar fi trebuit pedala de accelerație și în curbă nu a mai putut vira la dreapta, zburând practic prin aer de la o înălțime de aproximativ 5 metri. Mai mulți localnici aflați pe malul celălalt le-au sărit în ajutor celor 4 persoane din autoturism. Era încolo la masă, că eu nu beau, la masă 30. Și dacă eram pe aici, venea de aici. Și aici am văzut că iese praf. Și a venit încă un băiat, s-a zburat până acolo, pe sus. Da, avea viteză? Viteză avea? Păi dacă n-avea viteză, nu, imediat se răsturna aici. Sau eventual, că sunt o frână. Da. S-a întâmplat că n-a venit mașină de aici, n-a fost copii, că aici eu sunt dații de aproape. Aici trece vas, trece putare. Și dacă se răsturna, toți murea. A ieșit singur din mașină, nu? Am venit eu cu un băiat așa și el a lovit-o la cât unul și unul la piciorul ăla. La fața locului s-au deplasat o ambulanță SAJ, un echipaj SMURD și o auto specială de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung, dar și un echipaj al poliției din Mihăiești. Toți ocupanții din mașină au scăpat ca prin miracol, doar tatăl șoferului, aflat pe scaunul din dreapta, a suferit mai multe leziuni, dar care nu îi pun viața în pericol. A fost transportat la Spitalul Municipal din Câmpul Lung pentru mai multe investigații medicale. La fața locului a sosit și un echipaj al poliției din Câmpul Lung de la serviciul rutier, care a făcut măsurători și l-a testat pe șofer cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Șoferul, în vârstă de 26 de ani din Mihăiești, s-a ales cu permisul suspendat și cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Urșii s-au înmulțit exagerat de mult și în zona comunei Lerești. O ursoaică cu 2 pui se plimbau în voie în zona barajului Răușor. Primăria a pus deja avertizări pentru oamenii care vin în zonă. O ursoaică cu 2 pui a fost zărită de mai mulți oameni în zona barajului Răușor. Aceasta a ieșit până în stradă, iar o persoană mai îndrăzneață a filmat-o cu telefonul. Conform datelor administratorului domeniului de vânătoare din zonă, în pădurile din preajma Lereștiului se află 5 urși. Ursoaica și cei 2 pui au apărut recent și nu au fost înregistrați până acum ca aparținând locului. Primarul comunei a făcut sesizare la organele îndrept și a avertizat prin panouri prezența urșilor în zonă. Ce-i fată? Pe această cale fac apel la cetățeni să fie atenți, deoarece după estimările noastre în zona Lereștiului, după atacurile care au mai avut loc la stopi și la cotețele și grajdurile cetățenilor, cred că sunt cel puțin 4-5 urși pe zona Lereștiului, iar ăsta pe baraj, zona barajului ușor, ursoaică cu 2 pui, care deocamdată nu a creat probleme, dar probabil pe viitor noi am pus afișe cu zonă, atenție, zonă frecventată de urși, adică luăm măsurile ce ne permite nouă legea. Nu numai urșii sunt problema celor din Lerești, dar și mistreții care distrug izlazul și holdele oamenilor. Zilnic avem sesizări la primărie pentru distrugerea culturilor și grădinilor cetățenilor din Voinești, din Lerești, de fapt toată partea prinsă, partea estică a comunei, partea cu izlazul comunal.
Și ați făcut sesizări? Am făcut sesizări, convocăm conform procedurilor care le avem și măsurilor legale care le putem lua noi, decât să convocăm comisia în care face parte cei de la Agenția de Mediu, de la responsabilul fondului cinegetic, de la ITRSB, de la Direcția Sanitar-Veterinară, vin constată pagubele, problema nu se poate rezolva decât probabil prin schimbarea legislației sau prin împușcarea mai multor exemplare. Domnii de la care sunt responsabili cu fondul cinegetic, am înțeles că este fondul domnul Spătaru, ceva, Muntenia Sud, nu știu cum se numește. Au împușcat câteva exemplare, 17, dar după estimările noastre, cred că sunt peste 200-300 de mistreți. Toate demersurile făcute de administrația locală din comuna Lerești, atât la Consiliul Județean, Prefectură și Minister, au rămas însă fără niciun răspuns. O carte de excepție a fost lansată la Muzeul Județean Argeș. Este vorba despre jurnalul de front a doi ofițeri mușteleni, Gheorghe Bădescu și Nicolae Șuța. Lucrarea a fost îngrijită de Dan Drăgoi și prezintă mărturiile celor doi ofițeri din Primul Război Mondial. Lansare de carte de excepție la Muzeul Județean Argeș. Este vorba de jurnal de război, mărturii din tranșeele întregirii României, lucrare apărută sub coordonarea lui Dan Drăgoi și care prezintă mărturiile scrise în jurnalele de front de doi ofițeri mușceleni, Gheorghe Bădescu din Aninoasa și Nicolae Șuța din Domnești. Este o onoare și o bucurie pentru noi că astăzi să participăm la lansarea unui volum de suflet. Este vorba de volumul intitulat Jurnal de Război, care prezintă memoriile a doi ofițeri români care au luptat în războiul pentru întregirea națională. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. În prezența veteranilor de război, a înalt preasfinției sale Calinic Argeșanul, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a mai multor tineri, a primarilor din Aninoasa, Domnești și Mioveni, precum și a autorităților județene, a fost prezentat un volum editorial care înseamnă o istorie reală, cu sentimente amestecate, cu dovezi de patriotism și umanitate, o istorie regăsită la 100 de ani de la scrierea ei, în tranșee, de către studenții la drept pe atunci, Gheorghe Bădescu și Nicolae Șuța. Și dacă Gheorghe Bădescu avea să își dea viața pentru țară, chiar pe câmpul de luptă, lovit de un obuz, prietenul său, Nicolae Șuța, avea să ajungă un avocat de succes, viitor șef de cabinet al președintelui PNC, Ion Mihalache. E foarte potrivit să fie alăturat sau împreună și jurnalii celor doi argeșeni, cel din Domnești, Șuță, Bădescu de la Sănic. Mai sunt și alte jurnale. Eu cunosc alte jurnale de război. Intem la rând, nu numai din eparhia de Șușinului, și din alte părți ale țării. Am găsit, am citit și am îndemnat și pe ei să scoată, să publice jurnale care există deja. Și este, am putea spune eu, o mare bucurie să publice jurnale de 100 de ani. Este Primul Război Mondial, vai de mine. Este într-adevăr un hartă la Dumnezeu acest lucru. O prezență deosebită a fost și cea a lui Alexandru Oprea de la Muzeul Municipal Câmpulung, însoțit de o parte din detașamentul Mateiaș, Regimentul 70 Argeș. De remarcat și prezența în sală a unuia dintre urmașii lui Nicolae Șuța, din al cărui neam se trage și dizidenta anticomunistă Elisabeta Riza. Dan Drăgoi a povestit cum a intrat în posesia celor două jurnale care au stat la baza scrierii cărții, jurnale pe care de altfel cei prezenți le-au putut admira în original. Și mai interesant este că jurnalul lui Gheorghe Bădescu a intrat în posesia lui Dan Drăgoi la doar câteva zile după ce fusese regăsit de familia eroului, apoi pierdut de autorul cărții și regăsit de unul dintre fiii săi. Sunt profund emoționat de acest moment pe care îl aștept de 53 de ani. Este o minune ieșită din comun ce s-a întâmplat cu aceste două jurnale. În anul centenarului, cele două jurnale ale ofițerilor mușceleni oferă mărturii despre ce a însemnat Primul Război Mondial. Ca atare, apariția acestei cărți se înscrie ca un eveniment de excepție în anul în care sărbătorim 100 de ani de la Unirea cea Mare.
Municipalitatea și-a arătat din nou susținerea față de performanța în educație, organizând pentru al doilea an Gala Performanței în Educația Târgoviștană. Evenimentul a avut loc la Teatrul Toni Bulandra, iar oficiile de gazdă au fost făcute de primarul Cristian Stan, viceprimarii Monica Ilie și Cătălin Rădulescu. Elevii cu rezultate deosebite și profesorii coordonatori au primit diplome, flori și recompense în bani. Ediția a doua a Galei Performanței în Educația Târgovișteană s-a desfășurat în data de 25 iunie la Teatrul Toni Bulandra. Prin acest eveniment, Primăria Municipiului Târgoviște își arată susținerea față de elevii cu rezultate deosebite, dar și față de profesorii care îi îndrumă. Este un eveniment aflat la cea de-a doua ediție, un eveniment care sunt convins că va deveni o tradiție în peisajul educațional târgoviștean. Înainte de toate, vreau să vă felicit pe toți pentru rezultatele obținute și pentru munca depusă. Știu că nu este deloc ușor, știu că în spatele acestor rezultate deosebite obținute se află multe, multe ore de muncă. Într-o lume în care exemple negative sunt tot mai des evidențiate, în această seară noi vom arăta ce are Târgoviștea mai bun. La eveniment a participat și inspectorul școlar general adjunct Gabriela Istrate, care și-a arătat aprecierea față de această acțiune inițiată și realizată de Primăria Municipiului Târgoviște, aducând totodată felicitări elevilor și cadrelor care au urcat pe scenă în cadrul galei. Este un lucru foarte bun că ne prețuim valorile, că le recunoaștem meritele acestor copii minunați care fac un efort deosebit. Faptul acesta ne motivează atât pe noi dascălii, cât și pe copii să ținem performanțe în continuare, să facem în așa fel încât numele municipiului Târgoviște să fie recunoscut la nivel național și ideal ar fi și la nivel internațional. În mod deosebit am observat rezultatele obținute de Liceul de Arte Bălașa Doamna când vine vorba despre concursuri internaționale, dar cred eu că și celelalte unități de învățământ din Târgoviște ar putea obține performanțe cât mai înalte. Spuneam că lucrul acesta ne onorează, dar și ne motivează și cred că anul viitor vom avea și mai mulți olimpici. Așadar, peste 200 de elevi târgovișteni care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale, internaționale, precum și elevii câștigătorii concursurilor naționale sportive, dar și profesorii coordonatori. 220.000 a fost suma alocată pentru premii, iar oficiile de gazdă au fost făcute chiar de primarul Cristian Stan și viceprimarii Monica Ilie și Cătălin Rădulescu. Performanța s-a văzut și pe scenă în cadrul evenimentului. Parte din generația de aur care a mai antrenat și în Franța. Viorel Moldovan este noul antrenor al Chindiei Târgoviște. Anunțul oficial a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținută la Primăria Municipiului Târgoviște. La scurt timp de la ratarea promovării în Liga 1, echipa tehnică a Chindiei Târgoviște a demisionat. Acum echipa târgovișteană va merge pe un drum nou, alături de un antrenor nou. Și nu oricine, ci Viorel Moldovan, fost mare internațional al generației de aur. Noile planuri pentru Chindie au fost prezentate într-o conferință de presă la Primăria Municipiului Târgoviște. Acest eveniment este prilejuit de prezența la Târgoviște a domnului Viorel Moldovan,
fost mare internațional român, cu aproximativ 70 de meciuri în echipa națională, vreo 25 de goluri. Actual antrenor și care va conduce de pe banca tehnică Chindia Târgoviște. Așadar, Fotbal Club Chindia la un început de drum cu o nouă conducere pe banca tehnică. În numele administrației locale vreau să urez succes. Viorel Moldovan susține că echipa Chindia Târgoviște are potențial și își dorește să o aducă în prim plan fotbalistic în România. Mă bucur că vin la Târgoviște, un oraș cu tradiție în fotbalul românesc, chiar dacă această echipă este destul de tânără. Dacă nu mă înșel, este înființată în 2010, poate greșesc, dar cu o istorie destul de mare în spate. Mulțumesc pentru încrederea acordată și sper să realizez tot ceea ce mi-am propus aici împreună cu toată lumea care va participa și fără îndoială avem nevoie de toți pentru a readuce Chindia în prim planul fotbalistic din România. Ca jucător de fotbal român, Moldovan a adunat 70 de prezențe, marcând 25 de goluri pentru selecționata României. Cariera de antrenor a început în sezonul 2008-2009, a antrenat inclusiv în Franța. Îi urăm și noi mult succes la Târgoviște! Echipa Faniona județului FC Argeș se va reuni vineri la stadionul Nicolae Dobrin în vederea reluării pregătirilor pentru noul sezon competițional. Albvioreții au efectuat în această dimineață vizita medicală la o clinică de specialitate din Craiova, iar de mâine se vor pregăti pe plan local sub directa supraveghere a tehnicianului Emil Sândoi. După 3 săptămâni de vacanță, albvioleții se vor reuni vineri la stadionul Nicolae Dobrin în vederea reluării pregătirilor pentru noul sezon competițional. Până atunci, Cotigă, Panai și compania au efectuat în această dimineață vizita medicală la o clinică de specialitate din Craiova. Pregătirea albvioleților va continua pe plan local, după care vor merge într-un stagiu centralizat la Curtea de Argeș, acolo unde vor efectua și câteva jocuri amicale. Tehnicianul Emil Sândoi a renunțat în aceste zile la câțiva jucători, dar așteaptă și întăriri în perioada următoare. FC Argeș are ca obiectiv în sezonul 2018-2019 promovarea în primul eșalon fotbalistic al țării. Gruparea de Ligă Secundă, CS Mioveni, s-a reunit la începutul acestei săptămâni la stadionul Orășenesc, fără noutăți în lot, dar cu brazilianul Aiza printre jucători. Galben-verzii vor efectua un stagiu de pregătire centralizat pe plan local, în care vor susține mai multe jocuri de verificare. CS Mioveni s-a reunit la începutul acestei săptămâni la stadionul Orășenesc în vederea pregătirii noului sezon fotbalistic. La prima strigare a tehnicianului Iordan Eftimie au răspuns prezent un număr de 23 de jucători, printre care s-a numărat și brazilianul Roberto Aiza. Argeșenii se vor pregăti pe plan local, după care vor intra în cantonament pentru 2 săptămâni. Zilele următoare sunt așteptate și câteva nume noi care vor completa lotul. Principalul Iordan Eftimie își dorește o clasare cât mai bună în noul sezon, chiar dacă oficialii echipei nu au stabilit deocamdată obiectivul noului sezon competițional. Locul 9 din campionatul trecut nu a fost unul onorabil pentru CS Mioveni. Tocmai de aceea, în zilele următoare, sunt așteptați mai mulți jucători în probe, dar și jucători cu experiență care să aducă un plus echipei antrenate de Grecu. Campioana Ligii a 5-a, Seria Vest Dâmbovița, nu a putut trece de gruparea de Liga a 4-a Unirea Bucșani și a ratat finala Cupei României. Roșalbaștrii rămân doar cu bucuria promovării, iar duminică, la ultima partidă din acest sezon competițional cu Viitorul Burduca, pot da drumul la Fiesta. Voința Vișina a făcut cunoștință cu Liga a 4-a mai repede decât se aștepta. Promovată fără probleme în cel de-al patrulea eșalon fotbalistic, gruparea roșalbastră a disputat penultimul act al Cupei României la fotbal, faza pe județ, în compania formației Unirea Bucșani, în fața căreia a trebuit să se recunoască învinsă scor 1-2. În ciuda eșecului, Voința Vișina rămâne cu bucuria câștigării Seriei Vest și implicit promovarea, iar la ultimul joc din acest sezon competițional, restanța cu Viitorul Burduca de duminică, roșalbaștrii pot da drumul la petrecere. Au încheiat un sezon foarte bun, cu multe reușite și realizări, atât la seniori cât și la juniori.
Mâine în județul Argeș va fi chiar mai cald decât astăzi, însă norii își vor face din nou de cap. Va ploua în tot județul. Termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 20 și 27 de grade. În partea de nord a județului vor fi înregistrate valori ce vor varia între 20 și 24 de grade Celsius. În partea de sud vor fi înregistrate până la 26-27 de grade. Și la Pitești vom avea nevoie de umbrele, iar termometrele vor înregistra până la 25 de grade Celsius. La Câmpul Lung vor fi cel mult 20 de grade Celsius. Și în Dâmbovița va ploua. Termometrele vor înregistra până la 27 de grade Celsius. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 20 și 24 de grade. În partea de sud, termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 24 și 27 de grade Celsius. În zonele Titu și Găiești vor fi înregistrate 25-26 de grade Celsius, iar la Târgoviște vor fi 25 de grade. La noapte, termometrele vor înregistra valori de până la 14-15 grade Celsius, însă nu vom scăpa de ploi. Cerul va fi acoperit de nori, iar vântul va sufla slab. Mâine din nou va ploua. Din când în când vom vedea și soarele, iar termometrele vor înregistra până la 20 de grade. De asemenea, sâmbătă cerul va fi variabil, mai mult noros. Termometrele vor înregistra până la 22 de grade Celsius, însă ar fi bine să aveți umbrelele la dumneavoastră. Este posibil să plouă. Și duminică cerul va fi acoperit de nori, va ploua din nou, iar termometrele vor înregistra până la cel mult 18 grade Celsius. Acestea sunt momentan informațiile, ne revedem mâine seară cu alte date. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele subiecte ale zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Programul continuă cu o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Mușcelean. Vizionare plăcută!